www.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Din 2009 suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Atenție, șoferi și pietoni. Se lucrează pe străzile Salcâmilor și Ierbuș din municipiul Reghin. Primăria a decis să reabiliteze o porțiune de carosabil de pe strada Ierbuș, situată în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată. Totodată se plombează gropile apărute în asfaltul de pe strada Salcâmilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul local și sunt astfel realizate încât să nu fie necesară închiderea circulației auto pe perioada în care acționează echipele de muncitori. Planul de acțiune al secției drumuri și poduri din cadrul primăriei Reghin este clar îndreptat în această perioadă și spre zona industrială a municipiului Reghin. Asta în condițiile în care în această zonă se realizează investiții importante din fonduri europene. Este vorba despre reabilitarea străzii Gurghiului și reabilitarea străzii Gării. E bine, în acest context, primăria și Consiliul Local Reghin au alocat fonduri din bugetul local pentru a reabilita o serie de artere din zona industrială. Este și cazul porțiunii de drum pe care ne aflăm în acest moment, strada Ierbuș din municipiul Reghin. Pe porțiunea de drum de la trecerea la nivel cu calea ferată, pe o suprafață de câteva sute de metri, s-a decopertat, s-a frezat și urmează să se toarne un covor nou de asfalt. Strada Ierbuș din municipiul Reghin este una dintre cele mai importante din zona industrială a municipiului Reghin, având în vedere că se desfășoară aici un trafic intens de mare tonaj, însă și autoturismele sunt foarte numeroase, mai ales la asemenea ore la care suntem și noi prezenți aici, când oamenii ies de la muncă sau intră în schimbul 2. O altă lucrare de infrastructură finanțată din bugetul local, care se desfășoară în această perioadă în zona industrială, este plombarea străzii Salcâmilor din municipiul Reghin. O investiție amplă de reabilitare a acestei porțiuni de drum se va putea face după momentul în care se va introduce canalizarea. Până atunci însă lucrările de întreținere constau în plombarea drumului și pentru că este o zonă extrem de circulată, echipele de muncitori lucrează fără a închide circulația auto. Plombarea gropilor din asfalt se face pe o suprafață de câteva sute de metri între fabrica de prelucrare a lemnului de pe strada Salcâmilor și intersecția cu strada Gurghiului. Planul muncitorilor este să lucreze pe o bandă de mers, după care se treacă la gropile aflate pe cealaltă parte a drumului. Astfel, circulația auto nu va fi întreruptă. Se primesc dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire. Primăria Reghin anunță că, începând cu 15 octombrie, primește documentele necesare conform prevederilor în vigoare. Plafonul pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece este de 615 lei. Nu beneficiază de acest sprijin financiar acele familii care dețin anumite bunuri imobile sau mobile, ori depozite bancare.
Începe și la Reghin acțiunea de depunere a documentelor pentru acordarea ajutorului de încălzire. Familiile și persoanele singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau lemne, cărbuni combustibili, petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2015, 31 martie 2016. Plafonul pentru acordarea ajutoarelor de încălzire este de 615 lei. Depunerea documentelor se face la Primăria Municipiului Reghin, Camera 4, începând cu data de 15 octombrie, după următorul program. Luni, marți și joi, între orele 8:30-15:30, miercuri, între orele 8:30-16:30, iar vineri, între orele 8:30-13. Conform prevederilor legale, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere, cel puțin unul din următoarele bunuri: clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești, terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 de metri pătrați în zona urbană și 2000 de metri pătrați în zona rurală. Alte bunuri, autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul unor persoane aflate în zone greu accesibile. Mai mult de un autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, autoutilitare, autocamioane de orice fel sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă sau iahturi, utilaje agricole, tractor, combină autopropulsată, utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric. Excluderea este și pentru cei care dețin depozite bancare în valoare de 3.000 de lei. Terenuri, animale sau alte păsări, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie. Un nou sezon, o nouă imagine pentru zonele verzi din municipiul Reghin. Angajații secției spații verzi din cadrul primăriei efectuează în această perioadă plantări de toamnă. Odată cu acțiunea lor, zonele verzi din parcuri, dar și rondurile dispersate în municipiu, își vor schimba imaginea cu alte flori, alte culori și alte forme. Lucrările de toamnă pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi sunt în plină desfășurare la Reghin. În atenția angajaților secției spații verzi sunt parcurile din municipiu, dar și rondurile de spații verzi dispersate pe întreg teritoriul orașului. Plantările de toamnă vor schimba imaginea zonelor. Pentru sezonul de toamnă avem panseluțe, miozotis, albăstrele, cum s-ar zice, nu mă uita, sau așa se mai zice, și bănuței popular, belis. Oamenii cunosc mai bine denumirea populară. Da, denumirea populară e bănuței. Da. Și sunt flori care rezistă la anotimpul rece. Rezistă la anotimpul rece și pe primăvară avem ceva frumos. Există și alte zone din oraș unde veți primeni, cum spuneam, da, cu astfel de flori? Da. Toate rondurile, principale, sensurile, giratorii, suporturile astea care au fost frumoase, mă gândesc că au fost frumoase. Deci avem în oraș, avem Parcul Tineretului. Parcul Tineretului, da, avem la piațetă. Deci avem. Sunt flori din sera propria municipalității. Da. Și plantăm și lalele. Să sperăm. Și lalelele rezistă în anotimpul rece? Da, acum le plantăm și lalelele. Deci rezistă. E o bucurie a ochiului până la urma urmei pentru reghineni și nu numai, când trec prin parcul central, o astfel de coloristică chiar ne bucură ochiul, nu? Da, și noi ne bucurăm dacă se apreciază. Ne pare bine când ne mai spun că ce bine arată orașul. E o bucurie pentru noi. E o pasiune, activitatea dumneavoastră, în afară de faptul că e locul dumneavoastră de muncă, dar e și o pasiune, vă plac florile, nu? Trebuie să iubești ce faci și normal că dacă nu iubești florile, nu ți iese cum vrei. Dacă le iubești și ai pasiune, iese totul așa cum vrei. Mai avem mici probleme cu
Deci grija care ar trebui... O poate că ar trebui să-i rugați pe reghineni. Da, da, pentru că dacă îi o grijă mai mare, se bucură și ei. Eu așa cred. Munca angajaților de la serele primăriei este menită și să pregătească plantele pentru perioada de iarnă. Totodată se realizează o etapă a lucrărilor care pregătesc amenajarea spațiului verde pentru primăvara anului viitor. Procurorii DIICOT au efectuat 93 de percheziții miercuri, 14 octombrie, în 7 județe din țară, printre care și județul Mureș. Au fost vizate 54 de persoane fizice și 22 de persoane juridice bănuite că sunt implicate în săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune cu autoturisme de lux. În perioada 2009-2015, pe teritoriul României, al Ungariei și Germaniei, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat format din 11 persoane. Acestea sunt acum cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul estimat se ridică la 4,5 milioane de euro. Venim cu detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi la știrile din sport aflați că micii karateiști de la Master Karate 2 vor fi prezenți la campionatul european de karate de la Timișoara. O altă veste este că pauza competițională dinaintea startului de retur vine cu noutăți în lotul formației ASEA Târgu Mureș, care dispută astăzi meci în Cupa Ligii împotriva celor de la Concordia Chiajna. Dar cu detalii vă aștept la jurnalul de sport. Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT. 93 de percheziții au avut loc miercuri 14 octombrie în 7 județe din țară. Au fost căutate mai multe persoane care aduceau mașini de lux din străinătate fără a plăti TVA. Prejudiciul estimat se ridică la 4,5 milioane de euro. Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT din Cluj au efectuat 78 de percheziții în județele Cluj, Mureș, Harghita, Satu Mare, Maramureș, Alba și București, la domiciliile unor persoane și sediile sociale ale unor societăți comerciale, bănuite că sunt implicate în săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune cu autoturisme de lux. Au fost vizate 54 de persoane fizice și 22 de persoane juridice. La acțiune au participat aproape 200 de polițiști, iar din cercetări a reieșit că în perioada 2009-2015 pe teritoriul României, al Ungariei și Germaniei s-ar fi constituit un grup infracțional organizat format din 11 persoane, membrii grupului acționând în sensul operaționalizării unui circuit în care au fost angrenate societăți comerciale care au funcționat legal, dar și firme de tip fantomă. Acestea ar fi fost utilizate în ample operațiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacțiilor cu autoturisme de lux, provenite din achiziții intracomunitare, în special din Germania. Membrii grupării ar fi structurat societățile comerciale pe mai multe paliere. Astfel, autoturismele de lux ar fi fost achiziționate din străinătate prin 8 societăți comerciale, palierul 2, care le-ar fi vândut către alte 3 societăți comerciale controlate de membrii grupării, palierul 1, iar acestea din urmă le comercializau către beneficiari finali, firme de leasing sau persoane fizice. De asemenea, în urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat că palierul 3 ar fi reprezentat un nivel intermediar fiind format în general din firme conductă, specializate în emiterea de facturi reflectând operațiuni fictive către firmele din palierul 2. Cele 8 societăți comerciale aflate pe palierul 2 erau cele care trebuia în mod normal să achite TVA-ul aferent autoturismelor către bugetul de stat, însă acestea se încărcau cu facturi de servicii fictive sau achiziții fictive de terenuri supraevaluate de la un număr de peste 40 de societăți comerciale situate pe palierele inferioare. Ulterior, societățile aflate pe palierele inferioare ar fi fost cesionate către persoane fără domiciliu sau posibilități materiale, în scopul îngreunării identificării acestora sau pentru a distruge documentele financiar-contabile. După o perioadă de timp și societățile comerciale de pe palierul 2 își întrerupeau sau încetau activitatea, astfel TVA-ul aferent acestor tranzacții nu mai era virat către buget. Au fost emise 93 de mandate de percheziție la domiciliile și reședințele a 54 de persoane fizice și sediile a 22 de persoane juridice și se vor pune în aplicare 11 mandate de aducere. Persoanele bănuite sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuă și fals în înscrisuri sub semnătură privată și vor fi conduse la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Cluj, în vederea continuării cercetărilor.
Valoarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4,5 milioane de euro. Suportul de specialitate este asigurat de Serviciul Român de Informații, iar la acțiune au participat 18 echipaje ale ANAF, precum și jandarmi. Zi de mare sărbătoare pentru credincioși. Miercuri 14 octombrie a fost prăznuită Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, cunoscută în popor și ca Sfânta Vineri. Încă de mică, aceasta mergea la biserică împreună cu părinții ei și a dorit dintotdeauna să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, iar faptele bune făcute pentru cei nevoiași au confirmat acest lucru. Zi de mare însemnătate pentru credincioșii de pretutindeni. Miercuri 14 octombrie este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva. Numele provine de la cuvântul grecesc Paraschev, care înseamnă pregătire. Aceasta mai este cunoscută în popor și ca Sfânta Vineri. Pentru că atât era de iubită și este iubită ea, în special în Moldova, pentru că ea este considerată ocrotitoarea Moldovei și a întregii Românii. Însuși, numele de Parascheva provine din cuvântul grecesc Paraschev, care însemnează în românește pregătire. Numele este unul predestinat, aceasta deoarece s-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu Hristos. Sfânta Preacuvioasă Maică Paraschiva a trăit în secolul al XI-lea. Ea s-a născut într-o familie de oameni nobili, înstăriți și foarte credincioși. Ea mai avea un frate care s-a călugărit și a ajuns episcop, pe nume Eftimie. Încă de mică, Sfânta Parascheva mergea la biserică împreună cu părinții ei și a dorit dintotdeauna să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. După ce părinții săi au murit, a vândut averea acestora și a păstrat doar pentru sine să-și împlinească scopul său, acela de a ajunge la locurile sfinte, iar restul a împărțit-o săracilor, nevoiașilor și astfel a plecat din satul Epivat, unde s-a născut în această localitate, pe malul Mării Negre, în apropiere de Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin de atunci. Moaștele cuvioasei Parascheva au ajuns în martie 1944 la mănăstirea Ciorogârlea de lângă București din cauza ofensivei sovietice în Moldova. Pe 27 octombrie 1944, moaștele sale au fost așezate lângă cele ale Sfântului Dimitrie Basarabov în Catedrala din București și readuse în Catedrala Mitropolitană din Iași pe 26 noiembrie 1944. Proiectul de voluntariat al liceenilor de la Lucian Blaga, dedicat preșcolarilor reghineni, a debutat miercuri 14 octombrie. Sub genericul Pe tărâmul poveștilor, adolescenții coordonați de psihologul școlar Boite Kingo le-au prezentat copilașilor de grădiniță o poveste. N-a fost însă o simplă lectură, ci o adevărată punere în scenă, prin care cei mari au reușit să le capteze atenția micuților și să le împărtășească din bucuria și învățăturile poveștilor. Proiectul liceenilor face parte dintr-un program național de acțiune intitulat Fi voluntar pentru comunitatea ta. Astfel a debutat la Reghin proiectul de voluntariat Pe tărâmul poveștilor din cadrul Programului Național de Acțiune Fi voluntar pentru comunitatea ta. Protagoniștii proiectului sunt liceeni voluntari de la Lucian Blaga. Sub coordonarea psihologului școlar Boite Kingo, liceenii se deplasează în două grădinițe și la Casa Maria II pentru a le prezenta micuților povești. Scopul și derularea proiectului au făcut subiectul emisiunii Instituția realizată la Dareghin TV de Simina Cota. Un grup de voluntari format din profesori și elevi se va deplasa la o grupă din grădiniță să pună în scenă o poveste, într-un mod interactiv, hazliu, care să-i preocupe sau să-i amuze, să-i învețe pe
pitici care ne ajung până aici, sau mai mici, și care sunt 20, 18 într-o grupă și când îi zici, ți-ai fost ok, se uită la tine și zâmbesc. Și numai ce să faci, trebuie să te joci cu ei, într-un mod instructiv, să zicem. Da. Chiar dacă pare o inițiativă simplă, ceea ce fac liceenii este atent gândit, planificat și realizat. Adolescenții sunt conștienți de rolul care le revine și își doresc mult să fie un proiect de succes. Grupa care se deplasează la diferitele grupe de grădiniță s-au întâlnit, au discutat, au făcut decor, îmbrăcăminte, un scenariu și mâine jocuri. Deci este o activitate interactivă, tema de bază este o poveste preferată a grupului pe care îi transmite copilului. Dar tu nu poți să stai pe un scaun în față la 20 de pitici care se înălțesc. Deci ori te joci, normal, ori nu te joci. Cu fiecare acțiune de voluntariat, liceenii înțeleg tot mai bine cât de important este să se implice în viața celor din jur. Mulți dintre ei recunosc că voluntariatul le-a schimbat modul de a se privi pe ei și de a înțelege lumea din jur. Într-un fel a fost greu, pentru că toată lumea vine cu multe idei din toate părțile. Eu am o idee și atunci trebuia puse cap la coadă, ca în total să iasă un proiect foarte, foarte frumos. Da, mă uit... Îmi place să ajut mai mult pe cei din jur și din puținul pe care l-am să dau și altora. Am spus că vreau să devin voluntar și de atunci până acum am tot continuat cu diferite proiecte, diferite organizări și pot să spun că având în vedere de cum eram atunci și cum priveam lucrurile, mi s-a deschis o fereastră și nu știu, acum sunt mult mai afectivă față de cei din jur și îi percepi altfel. Când vezi un om trist, nu te mai gândești de ce e trist. Te gândești cum să te pui în locul lui ca să-l ajuți mult mai bine și este mult mai frumos. Proiectul care a debutat miercuri își propune o apropiere între adolescenți și preșcolari. Cei mari le vor citi povești celor mici, le prezintă exemple de oameni de succes și îi stimulează să creeze. Vor avea loc întâlniri, expoziții, spectacol și concursuri. Programul Fii Voluntar pentru Comunitatea Ta durează până în februarie 2016. Îi fascinează spațiul cosmic și au vrut să știe mai multe despre el. Copiii gimnaziului Alexandru Ceușeanu din Reghin au marcat miercuri, 14 octombrie, Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, printr-o activitate desfășurată la Biblioteca Petru Maior. Aceștia au pregătit machete și proiecte pe care le-au prezentat apoi colegilor. Alături le-au fost profesoarele, dar și bibliotecarii, cu sprijinul cărora au obținut informațiile necesare. Activitatea a fost un real succes, iar acum mulți dintre elevi se gândesc să aprofundeze cunoașterea Universului. Aflați amănunte despre acest eveniment după ce vorbim cu Crina Casoni despre tendințele previziunilor astrale pentru ziua de joi. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua de joi aduce multă energie ce poate fi utilizată în special pentru munca fizică. Astăzi munciți mai ușor, fără să simțiți oboseala. Cei care lucrează mai mult în birou au ocazia să încerce odihna activă. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Universul pe înțelesul celor mici. Elevii gimnaziului Alexandru Ceușeanu din Reghin au marcat Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, așa cum au putut și știut ei mai bine, adică prin muncă în echipă, realizând proiecte pe care le-au prezentat în fața colegilor. Activitatea a avut loc miercuri 14 octombrie ora 11 la Biblioteca Petru Maior. Copiii au pregătit machete, au pregătit proiecte pe care și le-au prezentat și au fost extraordinar de încântați pentru că pot să arate rodul muncii lor. Este un subiect deosebit de captivant. Pe această temă se pot ține nesfârșite discuții. Nu ne ajunge pur și simplu timpul pentru câte discuții avem. Copiii au pregătit, după cum zicea și doamna profesoară, multe proiecte, machete, ba chiar un experiment inedit. Avem și o expoziție de carte, avem multe discuții despre posibilitatea existenței sau inexistenței vieții în univers, despre eclipsă, despre nenumărate fenomene astronomice. La rândul lor, copiii au fost de părere că spațiul cosmic este unul interesant, iar unora dintre ei chiar le-ar plăcea să știe mai multe despre univers. Suntem împreună cu Daria. În ce clasă ești, Daria? În clasa 6-a. Daria, spune-ne un pic despre experimentul tău care l-ai pus la cale împreună cu doamna profesoară și cu colegii tăi.
Noi am realizat un proiect, de fapt eu cu o colegă am realizat un proiect despre misteriosul univers și am găsit un crate, am găsit într-o carte despre un crater mai, de 3 ori mai mare decât muntele Everest și este de pe planeta Venus, care erupe tot timpul. Răzvan, în ce clasă ești? În clasa 6-a. 6-a. Te pasionează subiectele astea legate de planete, de univers? Ce părere ai? Sunt foarte frumoase și fascinante. Crezi că, o întrebam și pe colega ta, pe Daria, crezi că ai putea să studiezi aeronautică sau ceva în aerospațial? Sau poate, cine știe, poate vei lucra la NASA? Da. Ai auzit, știi ce înseamnă NASA? Da. Suntem, de asemenea, împreună cu Cezara și cu Maria, captivante, fascinante subiectele care le-ați abordat astăzi. Mi se par foarte fascinante că secretul are, universul are tot felul de secrete care merită descoperite. Mie îmi pare foarte interesant universul, fiindcă abia aștept să aflu dacă există viață în spațiu. Da. În alte sisteme, da? Da. Darius, ce clasă ești? A 5-a. Și tu cum te numești? Denis. Cum mi s-a părut astăzi ceea ce s-a discutat aici? E fascinant? Da, este foarte fascinant pentru mine, mai ales că sunt pasionat de aeronautică. S-ar putea să studiezi? Te gândești să poți studia așa ceva? Da. Da. Mi s-a părut foarte frumos ce au făcut acești copii și este foarte fascinant. Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic este o sărbătoare internațională a științei și tehnologiei și a contribuțiilor acestora la îmbunătățirea condiției umane. O faptă bună pentru cei în nevoie. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș face apel la mureșeni și nu doar la ei pentru a dona sânge, dat fiind faptul că, mai ales toamna, multe spitale se confruntă cu criză în acest sens. Pentru a putea dona, trebuie îndeplinite anumite condiții, iar în prealabil se va face un control medical. Sunt și câteva excepții de persoane care nu pot dona. O zi liberă, tichete de masă, ori transport gratuit sunt câteva din beneficiile de care au parte donatorii. Să facem un gest nobil, să salvăm o viață. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș face apel la mureșeni pentru a dona sânge. În multe spitale din țară, medicii se confruntă, în special în perioada toamnei, cu o criză de sânge. Numărul donatorilor a scăzut, însă situația este ținută sub control. Este o situație care se repetă ciclic, adică în fiecare toamnă ne confruntăm cu un număr mai mare de viroze sau un număr mai mare de persoane care până atunci donau în mod curent, care sunt prinse în activitățile acestea sezoniere de toamnă și atunci în mod, hai să spunem tradițional, numărul donatorilor scade ușor. De la un număr de 60-70 de donatori pe zi, am ajuns la 40-45-50 de donatori. De aceea noi facem un îndemn la toate persoanele sănătoase, persoane bine intenționate care doresc să facă acest gest, să-l facă fără a fi speriată de faptul că s-ar putea îmbolnăvi sau ar putea să aibă repercursiuni neplăcute în urma donării. Toți cei care doresc să doneze sunt supuși în prealabil unui control medical general pentru a li se evalua starea de sănătate și a nu fi puși astfel în pericol. Există însă și câteva situații în care este interzisă donarea de sânge. Printre contraindicațiile majore aș sublinia afecțiuni cronice, deci dacă o persoană este declarat bolnav cronic pentru anumită afecțiune și ia zilnic un tratament, acesta este contraindicație de donare. La fel, persoanele care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni sau un an de zile, dacă sunt intervenții severe, sunt contraindicații de donare. Perioada de lăuzie și perioada de sarcină constituie contraindicație. Alergiile severe la medicamente sau la alimente de asemenea nu permit persoanei să doneze. Cei care pot și aleg să facă acest gest au parte și de câteva beneficii. Printre acestea se numără o zi liberă de la locul de muncă, dar și tichete de masă ori transport gratuit. Pentru gestul lor, donatorii sunt recompensați cu 7 tichete de masă, primesc scutire pentru ziua donării de la locul de muncă sau de la școală sau facultate dacă sunt elevi sau studenți,
beneficiază de acest buletin de analize pe care noi le facem și dacă sunt din Târgu Mureș pot solicita adeverință pentru scutirea de 50% la cheltuielile de transport pentru o lună de zile pentru o linie de transport. Dar cel mai mare beneficiu este cel spiritual, sufletesc, că ai făcut un gest pentru o persoană necunoscută, o persoană care suferă. Sângele se reface foarte repede, astfel că oamenii pot dona iar după 2 luni. Nu poate fi cumpărat sau obținut din altă parte, ci doar de la oameni și numai prin bunăvoința lor. Mureșenii cu o stare bună de sănătate care se gândesc să doneze sânge sunt așteptați zilnic între orele 7:30-13 la centrul de transfuzii din Târgu Mureș. Regulile și sfaturile poliției rutiere nu-i privesc doar pe șoferii de automobile. Bicicliștii sunt și ei un segment important al participanților la trafic și, nu de puține ori, sunt implicați în accidente rutiere. Pentru a le evita, oamenii legii vin cu recomandări. Este important să fim vizibili dacă alegem să ne deplasăm pe 2 roți, dar și să verificăm starea tehnică a bicicletei, precum și să ținem cont de starea vremii. Una dintre direcțiile de acțiune ale poliției rutiere pentru prevenirea evenimentelor negative în trafic privește circulația bicicliștilor. În această perioadă, cu schimbări bruște ale stării vremii de afară, polițiștii vin cu recomandări. Pentru prevenirea oricăror accidente care să se lase cu urmări neplăcute, adresăm mai multe recomandări bicicliștilor, printre care respectarea tuturor regulilor de circulație, deci întregul cod rutier în măsura în care li se adresează, atenție la portul echipamentului de protecție respectiv a vestei reflectorizante, mai ales în condițiile în care a scăzut foarte mult ziua și întunericul se lasă mult mai repede. Dacă alegeți să circulați cu bicicleta, trebuie să țineți cont și de starea tehnică acesteia, să respectați zonele în care este interzis accesul cu bicicleta, dar și de faptul că ne apropiem de sezonul rece, atunci când este interzisă deplasarea cu bicicleta. Și, bineînțeles, vine sezonul rece, când, la un moment dat, datorită stării carosabilului, va fi interzisă circulația bicicletelor datorită căderilor de zăpadă sau a poleiului. Cred că nu suntem departe de acele momente, ca atare bicicliștii trebuie să fie pregătiți să-și caute alternativă la circulația pe bicicletă. Cazurile de accidente rutiere în care sunt implicați bicicliști sunt rare în municipiul Reghin. Cu toate acestea, ele există. Nu sunt dese, dar există. De regulă avem accidente rutiere soldate cu vătămarea ușoară a bicicliștilor. Se întocmesc dosare penale, se desfășoară diferite activități de cercetare penală, se dau soluții prin parchet, în condițiile în care sunt cazuri când vinovăția de comitere a accidentului aparține bicicliștilor sau aparține altor participanți la trafic. O nouă carte de istorie, este vorba despre o lucrare scrisă de istoricul Ioan Costea, ce va fi lansată la Reghin. Volumul prezintă 2 evenimente ce au marcat trecutul, dar și prezentul orașului. Este vorba despre Revoluția din 1989, dar și ridicarea Reghinului la rangul de municipiu în anul 1994. Lansarea va avea loc joi, 15 octombrie, ora 17, la Biblioteca Petru Maior. Bine v-am găsit! Joi vom avea parte de un cer mai mult senin. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 18 grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge până la 17 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Reghin, clipe de istorie, 1989-1994-2014. Acestea sunt cuvintele cheie ale cărții scrise de istoricul Ioan Costea și care va fi lansată în curând la Reghin. Spre deosebire de alte lucrări ce prezintă o perioadă mai îndelungată din istorie, acest volum vorbește despre 25 de ani din trecutul Reghinului. Spre deosebire de alte cărți care tratau perioade mult mai ample, mai vaste din istoria Reghinului, asta se referă la 25 de ani de istorie care este și a fost trăită și care totuși ar trebui cunoscută și, dacă nu chiar, să ne reamintim că foarte mulți dintre participanții la evenimente
își amintesc și probabil vor avea de făcut observații și comentarii vis-a-vis de această lucrare. Paginile cărții consemnează două evenimente ce au marcat evoluția municipiului Reghin. Este vorba despre Revoluția de la 1989 și momentul când Reghinul a fost numit municipiu în anul 1994. Este vorba despre două mari evenimente care s-au petrecut în Reghin. Revoluția de la 1989 din Reghin, care, iată, a dat 7 revoluționari cu act în bună regulă, despre care o să vorbim la lansare, precum și ridicarea Reghinului la rangul de municipiu în 1994. Ei, între aceste două evenimente, carte prezintă o dispută politică între partide. Istoricul Ioan Costea prezintă în paginile și imaginile cărții personalități ce au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea orașului. Volumul se adresează atât lor, cât și celor care doresc să cunoască mai bine istoria municipiului Reghin. Cei care sunt în carte și sunt notați, inclusiv cu poze, consilierii din 1992 până în 2015, participanți la evenimentele de la 1989 din Reghin, evenimentele zise revoluționare, precum și responsabili, șef de partide, șef de grupări politice care s-au întrecut în alegeri. Lansarea va avea loc joi, 15 octombrie, ora 17, la Biblioteca Municipală Petru Maior. Locuri de muncă în străinătate. Cei interesați trebuie să știe că în perioada 15-16 octombrie, Eures România dispune de peste 80 de posturi în Germania. Cei dornici să participe la selecție trebuie să îndeplinească anumite condiții și să prezinte o serie de acte. Operator mecanic auto ori mecanic instalații sunt doar câteva dintre posturile disponibile. O nouă șansă la muncă în străinătate. În perioada 15-16 octombrie, Eures România dispune de 85 de posturi pentru persoane calificate. Acestea sunt disponibile în Germania, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru a participa la selecție sunt următoarele. Condițiile care trebuie să le îndeplinească: calificare profesională, experiență în domeniu, să aibă permis de conducere categoria B și cunoștințe bune de limba germană. Pentru persoanele care sunt din județul Mureș, trebuie să se adreseze consilierului Eures din cadrul Agenției Județene a Forțelor de Muncă din Târgu Mureș, de pe strada Iuliu Maniu, numărul 2, sau la telefonul 0265-266-553, pentru a fi înregistrate în baza noastră de date și a primi o invitație pentru participare la selecție. În ceea ce privește salariul, acesta va fi de la 8,8 până la 12,8 euro pe oră, conform contractului colectiv de muncă, contract pe perioadă nelimitată. Actele de care este nevoie sunt următoarele. Acte necesare, va fi o cerere tip care se completează la noi la agenție, o copie după actul de identitate sau pasaport, un CV model Europass în limba germană, un cazier juridic în original, iar de la medicul de familie o adeverință cu mențiunea clinic sănătos și apt pentru muncă. Posturile pentru care se poate aplica sunt diverse. Mecanic auto, mecanic instalații ori operator sunt doar câteva dintre ele. Meseriile pentru care se optează sunt operator, stivitorist, comisionar, muncitor în metalurgie, electrician, mecanic auto, sudor, mecanic instalații, operator, instalator, montator instalații de gaz, lucrător în depozit, mecanic utilaje prelucrare, mase plastice, sculer, dugrav și vopsitor. Așadar, toți cei care doresc să-și găsească un loc de muncă o pot face în perioada 15-16 octombrie. Mai multe informații puteți afla de la sediul AJFM Mureș, strada Iuliu Maniu, numărul 2.
Rămâneți alături de Dareghin TV. De la ora 21 urmăriți momente din cadrul spectacolului organizat de Casa de Cultură George Enescu, Toată lumea oarecum. Joi 15 octombrie de la ora 17 vă invităm la film documentar. De la ora 19 revedeți emisiunea Reghin exclusiv. Puteți urmări momente din cadrul conferinței extraordinare a femeilor socialdemocrate ce a avut loc la București. Interviul cu profesorul Ovidiu Mărginean, antrenor Athletic Kids, dar și cel cu coordonatorul fanfarei Reghin, Popoi Alexandru. Iar de la ora 21, Maria Neac vă invită la o nouă ediție a emisiunii Dar Rustic. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul de anstre, apoi știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Grădinița cu program prelungit Emanuel pune la dispoziție 5 locuri grădiniță, 15 locuri after school, reducere 20% pentru cei care se înscriu în luna septembrie, bază materială completă, ofertă didactică competitivă, servicii suplimentare gratuite. Reghin, strada Piața Mică, numărul 3. Grădinița Emanuel. Noul restaurant Monte Carlo. Locul ideal pentru cele mai importante evenimente. Locația de vis a nunții tale. Ambianță intimă, un adevărat deliciu culinar, servire la cele mai înalte standarde. Sală de conferințe, simpozioane, manifestări culturale. Terasă și parcare monitorizată. 12 lei meniul zilei, iar pentru pensionar doar 7 lei. Situat la intrarea în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 162. Restaurant Monte Carlo. Rafinament și eleganță la superlativ. Vă tratăm cu căldură. Vă oferim cazane pe combustibil solid Atmos și Visman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Visman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servicii în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1, sau la telefon 0265-307-221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură. Evora. O nouă locație. Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metrul pătrat.
Livrare 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Am regăsit. Berbec, aflat la cote maxime, orgoliul nu te ajută să protejezi relațiile cu cei dragi. Ba te poate împinge să ceri mai mult de la ei pe motiv că meriți. Taur, tentația zilei vine dinspre familie, dar nu prin faptele sau gesturile supărătoare ale cuiva, ci prin interpretările tale bazate nu pe fapte, ci pe impresii false. Gemeni, dorințele și intențiile sunt tulburi. Nu e cazul să renunți la ele, mai ales dacă sunt nobile și vizează bucuriile pe care le poți dărui celor dragi. Rac, simți opoziția cuiva din familie ca pe o piedică în calea unei realizări la care muncești de mult. Este o impresie pe care ar fi bine să nu o lași să te domine. Leu, dialogurile obișnuite cu cei din anturaj nu se mai desfășoară așa cum ai vrea și te bate gândul să refuzi orice contact cu astfel de oameni. O fărâmă de îngăduință ți-ar prinde mai bine. Fecioară, excesele unor apropiați te pun serios pe gânduri pentru că aceștia s-au bazat pe tine să le asiguri protecția, în cazul în care situația scapă de sub control. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru griji și nevoi, vino la noi. SC Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate. Mărfuri industriale, bilote, lenjerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Elmuțen, numărul 124. Telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămiz, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63.
Continuăm previziunile astrale pentru joi. Balanță. Ar fi bine să dai curs dorinței de a rămâne între limitele pe care chiar tu le-ai stabilit și să nu aspiri la lucruri care aparțin altora sau nu ți se cuvin dintr-un motiv sau altul. Scorpion. Se întrevede o ceață densă peste toate demersurile tale ce vizează clarificarea unor probleme de serviciu ce pot avea consecințe importante. Este nevoie de răbdare și de diplomație. Săgetător. Un prieten sau un alt apropiat ar putea provoca mai multe neplăceri mințind sau nespunând tot adevărul. Dar face asta ca să-și apere pielea. Înainte de a acționa, ar fi bine să reflectezi serios. Capricorn. Lucrurile încep să se așeze în domeniul beneficiilor împărțite cu familia, dar se pot dezechilibra în plan profesional acolo unde este nevoie de o decizie clară. Vărsător. Astăzi ești tentat să respingi orice mustrare de conștiință ce te-ar putea învăța să-ți ajustezi comportamentul la cerințele grupului tău. Pești. Ai mult de muncă și consider că nu e cazul să-ți pierzi timpul și cu problemele unor apropiați. Dacă au necazuri reale, ar fi bine totuși să-i ajuți. Acestea au fost previziunile astrale pentru joi. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție! Bun găsit la știrile din sport. Sportivii de la Clubul de Arte Marțiale Master Karate Do vor fi prezenți la Campionatul European de Karate ESKU. Campionatul va avea loc la Timișoara între 16 și 18 octombrie. Reginerii sunt pregătiți să dea totul pe tatami ca în final să se claseze pe podium. Eveniment sportiv important găzduit de țara noastră la care vor fi prezenți și reghineni. Este vorba de Campionatul European de Karate ESKU și Turneul Internațional de Karate Open. Ambele vor avea loc la Timișoara între 16 și 18 octombrie. Trebuia să-l avem în Italia, dar cu o derogare de la Federația Europeană s-a dat Federația Română de Karate, campionatul la Timișoara. Deci avem un noroc pentru deplasarea aceea lungă, copii obosiți pe drum, și ne deplasăm doar 420 de km la Timișoara și încercăm acum la 16-17 octombrie, în weekendul acesta, să obținem cel puțin rezultatele care am obținut la campionatul de anul trecut din Italia. Competiția este mult așteptată de sportivi, întrucât reunește cei mai buni practicanți ai artelor marțiale de pe continent, iar un rezultat bun este o reală performanță pentru oricare dintre participanți. Campionatul va fi foarte puternic, s-au anunțat țări. Acest campionat este și pe programul, pe site-ul sport.data. Da. Fiecare sportiv își vede concurenții, deci poate fi verificat chiar de oricine. Este un site al tuturor sporturilor, sport.data, te uiți pe el. Și cauți competiția care. Da. Sportivii reghineni se află pe ultima sută de metri cu pregătirile, iar una dintre problemele cu care se confruntă este greutatea. Însă întreaga perioadă de pregătire a fost dificilă. Eu cred că o să iau locul întâi. Sper să mă mențin și cu kilogramele. Da, e problema cu kilogramele. Da, da. Opa, începe să crească, nu? Nu, da, amândouă. Avem o problemă încă 3-4 zile, cred că o să de aproape un kilogram jumate trebuie să slăbească amândouă. Nu știu de unde, dar... Cum? Cum simți tu? Mă, nu e prea greu, totuși. Păi... Uneori, cum e și învățatul și la antrenamente, uneori mi se pare așa mai complicat, dar uneori e destul de bine. Campionatele sunt în versiunea ESKU, la secțiunile Kumite și Kata, masculin și feminin, categoriile cadeți, juniori, U21, seniori, veterani și persoane cu dizabilități.
Pauza competițională dinaintea startului de retur vine cu noutăți în lotul formației ASEA Târgu Mureș. În echipa antrenată de Cristiano Bergodi a revenit Claudiu Voiculeț, care a mai evoluat pentru mureșeni în ediția anterioară de campionat. Ultima dată a fost la CFR Cluj. Între timp, ASEA dispută meciul din Cupa Ligii împotriva celor de la Concordia Chiajna, iar sâmbătă de la ora 20:30 întâlnește în deplasare Dinamo București în partida de debut a returului. Unul dintre componenții de bază a echipei ASEA Târgu Mureș în sezonul trecut a revenit în tricoul roșu-albastru. Este vorba de mijlocașul Claudiu Voiculeț, ultima dată la CFR Cluj, formație pentru care a evoluat în turul actualei ediții. Voiculeț a revenit la ASEA Târgu Mureș ca jucător liber de contract, după clarificarea situației sale la LPF. Antrenorul Cristiano Bergodi l-a inclus în lotul care a făcut deplasarea pentru jocurile cu Chiajna și Dinamo, Claudiu putând să joace chiar în partida din sferturile Cupei Ligii Adeplast. Voiculeț va purta tricoul cu numărul 10, acest număr fiind liber încă de la începutul sezonului. Miercuri, cu începere de la ora 18:15, ASEA Târgu Mureș întâlnește pe Concordia Chiajna în sferturile de finală ale Cupei Ligii Adeplast, ediția 2015-2016. Disputa va stabili formația calificată în semifinalele competiției, fază în care va întâlni câștigătoarea dintre Dinamo și CFR Cluj. Roșalbaștrii nu au evoluat în optim, fiind calificați direct după locul 2 ocupat în sezonul trecut al Ligii 1. De cealaltă parte, Concordia a învins cu 3-0 pe FC Botoșani. Delegația formației va rămâne în capitală până sâmbătă, zi în care este programată partida din prima etapă a returului Ligii 1 cu Dinamo. Pentru aceste jocuri, Cristiano Bergodi nu se va putea baza mai mult ca sigur pe Iazvic și Dedov, accidentați. Vor reveni însă Endoie și Ramiro Costa, care fac parte din lotul deplasat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Joi vom avea parte de un cer senin în mare parte a zilei, iar șansele de precipitații vor fi scăzute. Termometrele vor indica valoarea de 18 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 17. Pentru Ludu și Ienu sunt estimate 17 grade. 16 vor fi în Sighișoara, iar la Batoș, în Sovata și în Stâncen vor fi 18 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi acoperit de nori. În Brașov sunt prognozate 14 grade. 17 vor fi în Bistrița, 16 la Cluj-Napoca, iar în Sibiu sunt estimate 15 grade Celsius. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 17 grade, iar în București temperatura maximă va fi de 16 grade. Joi noaptea, șansele de precipitații vor fi reduse. Pentru Reghin, termometrele vor indica valoarea de 7 grade, iar în Târgu Mureș 8. Pe parcursul zilei de vineri, cerul va fi parțial noros. În Reghin sunt estimate 16 grade, iar în Târgu Mureș maxima va fi de 17. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!